Ne-am întors, oameni buni. Cum e posibil ca o oaie în România să fie mai ieftină decât o găină în Ungaria? E o, mă rog, o comparație, un paradox sugerat de către Ghiță Ciobanul. Invitații noștri sunt toți oieri astăzi și încercăm să vedem cum gloabele alea certificate de către ANZ, de către asociațiile acreditate din România pe berbece, ajung să fie... E ca la Naționala de Fotbal, știi? Dacă ai pile, bă, te bagă pițurcă și pe tine, chiar dacă n-ai merite deosebite, și îl lasă pe la bun pătușă, îl lasă acasă, că are el planul cu tine să te vândă, poate, pe undeva, să fac un ban. E ca peste tot în România, că dacă ai pile, obții o funcție. Dacă nu ai relații și nu ești afiliat politic, nu prea poți să faci nimic. Deci ca să ajungi ministru, trebuie să ai pile, da? Și bani. Și el puțin afiliat politic, să fii din ani de zile. Bă, la noi ce să fie vorba? Dacă comparăm prețul la oaie din România cu cel din Ungaria, numai că e vecin cu noi. La unguri, prețul la miel este între 12 și 15 lei. La noi este 4 lei. Păi, dar de unde rezultă totuși diferența? Păi de unde rezultă? În primul rând ne putem lua la ceea ce au făcut oamenii noștri din Ministerul Agriculturii de câțiva ani de zile. De când nu i-a interesat doar banii, nu i-a interesat să facă ordine în sector. Oi negenotipate. Noi, prin acești berbeci care se vând, au reușit să vândă mii de berbeci în România fără buletine de analiză. Și asta și marea problemă a exportatorilor din România. Pentru că cere ca animalele să fie sănătoase. Noi la problema asta stăm foarte rău. Adică cum? Pentru că dacă noi nu avem aceste laboratoare de făcut analize la animale, mai ales împotriva acestei boli, care se spune că în următorii ani o să avem probleme foarte mari cu ea, adică screpia, nimeni îți cere analize la screpie, de exemplu, în Turcia. Turcii de ce nu mai cumpără marfa de la noi? Din cauza asta. Pentru că această boală este destul de periculoasă. Aceste analize? Păi nu, că nu avem laboratoare. Cum se explică că de câțiva ani de zile se vând acești berbeci de origine și noi nu i-am făcut analiză? Pur și simplu, le-am dus exemple. Eu, acum 2 ani de zile, am cumpărat berbeci cu certificat de origine. În care anul trecut au venit și doi dintre ei au găsit bolnavi. Pentru că ca să mă facă să tac din gură, mi-au trimis controle de la ANZ-ul. Și când am întrebat pe domnul director de ce mi-a trimis aceste controle doar mie și n-au trimis la toată lumea, fai că am vrut să vedem berbecii. Că ca behă, Ghiță, ce a zis? Behă-i prea mult. Behă-i prea mult. Pe la televizor, prin alte părți. Mi-au venit și pe doi dintre ei au găsit scab rezistent la screpie. Mi-au castrat. Deci erau cu origine. Adică tu ai cumpărat certificat de origine făcut. Ceva ce... Păi da, de ce nu te-ai dus înapoi la asociația aia care ți-a dat ție berbecii aia? Da, asociația, dacă nu este verificat, asociația, dacă nu este obligată printr-un ordin al ministrului sau ANSVSA-ului ca acești berbeci să aibă buletin de analiză, ce spunea asociația? Scrie-mi tu undeva că sunt obligat să-ți eliberez buletin de analiză. Ca altfel, cum să spun eu? Da, eu dau originile cum mă taie deci, capul, dar e plină de putregai, de fapt. Deci, în cursul zilei de astăzi, ca să vină în completarea lui Ghiță și să întărez faptul că are dreptate, astăzi am avut o discuție cu un fermier care și-a cumpărat 5 berbeci. Cu origine, cu documente, cu tot. Astăzi l-a sunat, sau ieri l-a sunat cineva și i-a spus, domnule, unul dintre ei este bolnav. Ne-a venit nu știu ce document de un rezultat la analiză, un berbec este bolnav. Păi întrebarea mea este, când i-a completat certificatul de origine, nu știa că e bolnav sau l-a completat, nu trebuia să îl completeze după ce avea toate datele? Cum punem pe piață? Deci punem pe piață fals. Deci pui o mașină fără frâne. Vezi că e marca inscrisă pe ea, dar ea n-are frâne. Păi du-te, frate, fă-i testele, tăte. Mai mult. Arată-mi că e sănătoasă, că mai e mult. Regulă. Să vând și crotalii în pungă. Fără berbec. Dovada are viorel acolo și mai mult, nu numai viorel. Dar avem cu nume și prenume în care un cetățean... Astea... Spuneți. Cum adică viorel?
Păi foarte bine. O mers la în județul Bistrița și a adus doi berbeci cu origine. În pungă a adus numai că așa ceva o să nu cumpără când s-o luăm. Și o să nu nicio problemă. Îți vând inclusiv, dacă vrei, numele certificat. Urechile, tăiem urechile. O luat numele din urechi, eu le-o dat. Nu le mai pune certificatele. Știu, cu 36 de milioane. 3600 de lei, două certificate, două numere. Deci 36 de milioane de lei o bucată? Nu, două bucăți. Deci 18 milioane pe bucată pe două crotalii. Pe două crotalii cu două numere. Și a lăsat berbecul acolo și a zis, bă, n-am ceva ce cu el, că e mai de pielea lui. Dar ăsta a fost caz fericit. Dar mă sună un băiat la care a fost în control și zice, bă, am cumpărat într-un loc doi berbeci. Dar eu dat numai certificatele, nici cel puțin numele. Și când a cerut că o schedea numele, o zis că să-și facă duplicat. Caz concret. Pur și simplu, o luat certificatele, tot așa, 18 milioane. Eu ceru 20 de milioane pe un certificat, la două certificate adică cu 20. Adică eu am certificat, dar am berbeci. Adică da. Pot să-ți dau talonul de la mașină, dar mașina nu ți-o dau. Ia talonul, du-te azi Dacia, ia talonul de la Mercedes și du-te plimbă-te cu Dacia dacă te oprește poliția. E un fals ceea ce se face. Sigur că e un fals. Pentru că trage la Xerox un certificat de origine și tu spune că să faci duplicat. Adică să fie, duplicat să fie două buletine cu același număr, cu același CNP-ul și tot. Nu, o zis că să scoată. Să folosească doi oameni. Păi cum cam să mai, ceva unde vine... faci duplicatul, mă? Păi, cine îți dă duplicatul? Doctorul. În baza acelui act eliberat, te duci la doctor, am cumpărat, mi-a căzut crotalul jos și îți face duplicat. Duplicat la crotal, eu zici că l-ai pierdut. Deci una peste alta, Dinule. Deci voi vindeți între voi, să zic ceea așa, ce s-a făcut în vindeți certificate și vindeți crotalii. Că berbecii nu-s de treabă, dar ai nevoie pentru ca tu să beneficiezi de acel sprijin cuplat, ai nevoie de acel certificat. Să arăți că în turmă la tine oile-s montate de e berbeci cu origine. În care să fac... Incredibil. Dar îmi dați voi să vă spun și eu ceva. Am încercat să discut cu un mare... comerciant de berbeci și acte. De crotale. De crotale puse, nu, că și berbeci. În fine. Avea berbeci în acte miori și în realitate au fost berbeci bătrâni. Eu am transportat și din aia pentru alți fermieri. Și când am avut o discuție cu un respectiv, au ajuns să mă amențe inclusiv că o să dispar din zona Târgului Lăpuși, din partea care fac parte, că sunt din zona Lăpușului, și inclusiv la adresa familiei. Am vrut să mă adresez poliției economice și după amenințările astea, am ajuns să mă retrag, să-mi văd de treabă că sunt stare. Discutam cu altcineva și a zis, bă, e vorba de bani foarte mulți, ăștia vând sute de berbeci, sute, nu 2-3, vând toată familia. Bine. Deci ați fost amenințat? Inclusiv familia nu a fost amenințat, da. De samsar, de așa ceva. De un președinte de asociație. Este un crescător. De o asociație. Sunt niște crescători de animale care... Din afacerile care le-au făcut și au cumpărat oi de câțiva ani de zile, au dat mâna cu cei de la București care îs în spatele lor și taie și spânzură. Mergi cu dreptate în față și le spui, le dovedești că ai dreptate, ai dreptate până ai ieșit din birou. Când ai ieșit din birou, zice, du-te, mă, ești prost. Dacă nu știi să fii în țara asta, ești prost. Așa spun. Incredibil. Am încercat să am mers și le-am spus, dovezi acestor oameni, acestor reprezentanți care ne reprezintă în toate structurile astea și aveți dreptate, dar ce, e a voastră dreptate, noi facem ce vrem. Ne-am spus, domnule, un berbec de origine, castrat, ce valoare mai are? Păi care are certificat de origine? Adică dar stai, atunci, eu, la ce am cumpărat acest berbec? Stai un pic, deci tu, cum să spun eu, au venit, s-au castrat doi berbeci, da? Dar tu poți să definezi... Au rămas... Cu... certificatele de origine valabile. Incredibil. Poți spus că acel berbec deci are origine. Da, deci certificat... deci păi orice animal deci are origine. Câți berbeci ai în turmă? Câți trebuie să ai? La, nu știu, cât, la câte păi, oi câți eu berbeci? Eu am cumpărat 15 berbeci. Dacă 35 de oi un berbec. Dovadă... Deci dacă ai 150 de oi, trebuie să ai, să zicem, 5 berbeci. Da? Ok. Dacă toți îți castrați, nu e o problemă. Mi-au spus că să bag deci alți berbeci la montă. Îți iei subvenția? Mi-au spus să bag alți berbeci la montă și am întrebat. Atunci, care motivul în care ne pune să cumpărăm acești berbeci? Incredibil. Deci, păi a spus, oameni buni, asta e programul și nu puteți schimba nimic. O minune românească în zootehnie, deci nu e o problemă că berbecul tău nu poate să facă treaba bună. Nu e nicio problemă, dar primești subvenția că faci ameliorare în sistem. Vreau să asta e ceea ce s-a ajuns la lucrurile astea, pur și simplu își bate joc de oamenii care muncesc.
Și nu se ia nimic. Am fost la DNA. Avem și acolo depuse. Am fost chemați la audieri. Am depus probe. Văd că nu se mișcă nimic în țara asta. Incredibil. Pur și simplu, noi ajungem de trebuie să plecăm cu ele din țară. Ca să ne fie bine. Păi nu mai avem ce face. Alții, Vlad, înainte voastră, nu, au plecat de mult. Întors, știi? Da, da, da. Dar da, da, n-ai cum da, să te mai întorci într-o țară în care nu mai merge nimic. Și toată acțiunea asta, care v-am explicat-o noi și care este foarte amplă și care a luat o amploare extraordinară, se desfășoară sub oblăduirea ANZ-ului, care este Autoritatea Națională de Zootehnie și care ar trebui să aibă în vedere ameliorarea. Da. Nu vânzarea de certificate sau ce de crotalii. Deci s-au transformat în vânzători de hârtie tipizată. Atât. Deci dânșii ar trebui să fie cei care ne spun nouă să nu folosim berbeci decât cei valoroși. Exact. Cei mai valoroși. Cavalerii. Deci, când... Ce mai interesează pe ei dacă berbecul e castrat și spune, doar tu ai certificat de origine. Nu știu cum mă interesează. Dacă... Și mergi și le spui acolo față. Nu mai contează. Nu îi spui, contează la, că îi spui acolo în minister lucrul ăsta și le spui. Și pur și simplu încep să râdă. Campion mondial. Dar el cei ce conduc? El s-a pensionat de mult. Da. Camioarele alea pe care tu ziceai sau tu, că le duceai. Tu, Viorele, nu? Nu. Că duceai miori, chipurile transportai miori. Da, era mior și în schimb am dus berbești, cei bătrâni. Da. Ce vrei să zici, Ovidiu? Să revenim la 1012, la regulament. În anul 1012? Nu, regulamentul european. 1012, da. 1012-le. Cam acolo suntem. Hai duci. Da. Ce zice aici? Se aplică în mod armonios. Deci recomandare armonioasă. Deci nu dictatorial, nu obligatoriu. Și tot așa, mai departe, scrie în felul următor în prezent. În punctul 9. Ci că regulamentul ar trebui să se aplice de la 1 noiembrie. Nu trebuie. Nu trebuie. Mă înțelegeți? Bun. Aici să veni, eu completez ceva ce o amintit dânsii. În regulamentul european, într-adevăr, s-o aplica bine în practică cu berbecii care s-au castrat și ei au rămas mai departe cu hârtiile. În regulament scrie clar. De ce? Datorită faptului că el are genă, deci are putere de transmitere și ar exista urmași de-a lui, da? Copii, să zic așa, da, care poartă. Care atunci în 2-3 ani de zile o să-mi aducă oile bolnave. Da, toate. Deci, nu o să-mi aducă oile bolnave da, de screpie. Da. Da. Aceeași grupă de sânge, dacă are și oaia și berbecul, produsul iasă bolnav. Numai că la așa noi se întâmplă. La noi care este problema? Problema da, este că individual, acel berbec, noi nu cunoaștem puterea lui. Dacă, mă înțelege? Nu, adică dacă și starea lui să se beneficieze de, știu eu, de un avantaj, dar nu economic, nu performant pentru genetică. Dar bun, dar, Ovidiu, dacă da, berbecii lui cu acel slepie, berbec știi ce valoare are? Dacă berbecii lui să-l cu... faci într-un ceaun, atâta valoare are. Nu, nimic altceva. Atent, dacă vorbim pe realitate, nu vorbim în povești. Berbecii lughiță, depistați cu screpie, castrați, să fi lăsat urmași, lasă urmași fără îndoială tot cu screpie? Păi, dacă găsești aceeași, da, aceeași păi grupă de sânge, da, care nu, ca și la berbec, păi da, eu produs și iasă bolnav. Animalele cu screpie. Păi de-aia nu i-au eliminat. Dacă nu, nu elimina. Să distrug toate. Așa am înțeles. Acum, de exemplu, în județul Mureș, la noi, mine... Eu despre screpie am povestit aici cu Valentin Bălteanu, un da, reputat exact, cercetător de la USMB. Când am fost prima trecută la dumneavoastră, am luat legătura tot cu... Tot timpul omul ăsta cu o dragoste față de domeni. Domnule, atenție mare, suntem într-o primejdie uluitoare. Se pot face analizele astea încât să salvăm șeptelul din... Bă, în spate, să nu zic și în mai spun, decidenții nu țin cont de profesor universitar genetician. Nu țin cont de dânsuși. Fac poze din când în când, l-au adus și la noi, la o întâlnire, dar nu țin cont. Atunci când redactează un document oficial, un act normativ, să ține cont de părerile unui astfel de om, unui genetician. Nu țin cont de că dânsuși au în prim plan doar veniturile, doar faptul unde putem să acționăm astfel încât avem să... niște probleme în țara asta, în care au spus că au venit directive de la Uniunea Europeană că trebuie să reducem numărul de animale de ovine în România. Ui, cum s-au gândit ei să ne distrugă? În loc să facă genotiparea tuturor oilor și cele bolnave să le scoată afară, să rămânem cu cei buni, au găsit alte motive. Să scadă prețul la miel, să facă programe pe interes,
ca unii să rămânem cu o problemă în casă. Adică să rămânem tot cu oi bolnave și tot să nu avem piață deschisă. Bă, da, voi de ce vedeți lucrurile diferite de Ministerul ăsta Agriculturii? De ce naiba minister le văd întotdeauna povești, problemele astea ale voastre, care sunt probleme limpede, organice, de viață, ministerul le privește altfel. Un minut, dacă mă lăsați, vă spun. Pentru că eu, pe viitor, vreau să țin oi. Ministerul se schimbă. Oamenii din minister se schimbă. Dar eu vreau să țin oi pe viitor. Și de asta văd altfel lucrurile. Eu cel puțin de aia le văd. Pentru că eu am o dragoste de animale și de asta stau la oi. Da, bă, da, bun, se schimbă ministerul, dar vine alt minister cu aceeași perspectivă prăpăstioasă și dușmănoasă aproape la adresa... Cât timp se schimbă ministru și rămână aceiași oameni în minister, nu se va schimba nimic. Deci sunt aceiași oameni în minister care vine un secretar de stat și spune că el nu e de o grămadă de ani în minister și nu știe atâta ce se întâmplă în sectorul de ovine. Păi dacă tu de 10 ani de zile ești secretar de stat în minister ministru? Și tu nu ai habar ce se întâmplă într-un sector destul de mare. Păi cu ce se ocupă băieții ăștia? Numai îți primiți așa cu trompete la... Știu foarte bine. La știu foarte bine toate lucrurile astea ce se întâmplă. Deci dar ne crede pe noi proști și ne râde în față. Așa o fac. Apropo, acum sâmbătă trecută am fost la Zalău, s-a domnul Ardeleanu, că vine domnul Leleor Iacob. La ședință, la ora 10:30-11 vine. Au venit până la vreo 12 și ceva și am avut aceleași probleme cu berbecii, cu certificatul de origine. Da. Și știa. Și ne-au râs în față, au vorbit foarte frumos, au plecat și ne-au lăsat cu gura căscată. Dar cine e băiatul ăsta? Directorul ANAZ-ului pe țară. Da. Leleor Iacob. Da. Și el știa. Are prietenii lui în teritoriu care eu tind să cred că cotizează. Ce, nu cotizează. Deci domnul și-a recunoscut că știe că se vând certificate. Binule. Și am zis, domnule, dar certificatul contează, nu berbecul. Și nu ăsta. Păi asta e interesant. Nu mă interesează, bă. A, de fapt, a fost și domnul Ovidiu la ședință. Ăsta în următorii ani. A fost și domnul Ardeleanu. Tot să ne facem problema acum că suntem la conducere și avem funcții. Ce se întâmplă cu proștii ăștia după ce nu ne mai interesează pe noi? Pentru că noi, bine, mersi, o să ne punem bine. Dacă chiar nu mai putem trăi în România, plecăm ca toți acești oameni care fac nereguli în țară și țara rămâne. Pur și simplu, în câțiva ani de zile, dacă ținem așa cum am început acum, noi o să trăim în România, dar nu noi suntem proprietari acestei țări. O să fim sluji la noi în țară. Legat de... Succes, ce să zic. Dar auzi, dacă berbecii ăștia trebuie să aibă origine, bă, n-ar trebui să fie un organism de asta care să dea origine și la secretar de stat și la miniștri și la toți ăștia? Cred că ei n-au origine sănătoasă. Păi de asta zic, mă, adică, bă, dacă berbecul meu trebuie să aibă origine ca să iau subvenții pe... Bă, ca să mă conduci bine, nu tu n-ar trebui să ai origine, împotriva mă. Acestei ameliorări. Bă, mama, mă, si de treabă. Arată-mă originea. Unde ți-e originea, mă? Da. Nu suntem așa împotriva ameliorării. În șmecherie, în... Nu suntem împotriva acestei ameliorări. E bine ceea ce... Păi cred că sunteți pentru ameliorare, da? Dar am dat genetică să realitate. De mare calitate. Să se facă, într-adevăr, dacă eu m-am dus și am cumpărat un produs, să aibă calități. Să aibă calități genetice, în primul rând. Să aibă, și analize, mă, să văd, are sifilii sau nu are, mă, trăzni la încă. Să aibă analize făcute. Să aibă producție mai bună ca ceea ce am eu. Da, să-mi aducă plus valoare. Ameliorare. Vreau vorba ameliorarea ce dăncină. Înseamnă... Dole, plus valoare, domnule. Și un copil înțelege lucrul ăsta. Numai văd că ei nu înțeleg. Sau nu vreau să înțeleg. Ci așa se vede. Ameliorare. Da, și auzi. Iar dacă vine vorba de oi cu origine. Bă, și originea unui om, să știe ce înseamnă origine. Păi, așa pedigri, vine și aici. Nu? Să cunoști. Mama, tata, pedigri, bunicii. Băi, asta înseamnă. Dar la noi în seara să cunosc pe hârtii. Ca cum ar fi copii în fiață. Așa sunt și cu berbeci ăștia. Dar auzi, care e piața acestor berbeci? Adică, de ce sume vorbim vehiculate în piață? 15-25 de milioane. Și 30. 15-20. Și 50. Deci un preț mediu de 30 de milioane. Deci 25 de milioane, cam asta e miza în piață. De acolo în sus. Pe intern, dar pe vorbit de extern, este 1000 de euro. Adică sunt și persoane care... Nu e neapărat 1000 de euro în extern. Nu. Eu am adus berbeci din Ungaria cu certificat de origine la prețul ai noștri. Adică adus de afară? Nu, fals. Nu, am nu adus berbeci din Ungaria cu certificat de origine la prețul ai noștri. Rasă ciurcană există. No, stați un pic, vorbiți pe rând, că n-am înțeles. Deci avem în vedere un buget de vreo 25 de milioane de euro, să spunem.
pentru tranzacțiile astea cu berbeci, da? Cam asta e piața berbecilor de origine. Asta vorbim? Nu, banii se dăm din buzunarele noștri. Fermierii trebuie să plătească banii. Fermierii cumpără pe banii lor, nu primesc banii noastre. Am înțeles, nu, ca să-și primească sprijinul cuplat. Ești obligat, adică ca să primești sprijinul cuplat, toată piața de achiziție, vânzare, berbeci cu origine e undeva la 25 de milioane de euro, nu? Bun. Cam asta e. Da. Sau cât e? Undeva acolo. Câți berbeci sunt în piață? Cam 17.000 de berbeci. 17.000 oricât. Se vând anual. Se vând anual. Anual, nu așa că... Păi anual, da. De asta zic. Ori 30 de milioane, faceți-mi asta socoteala. 30 de 10 milioane de euro. Păi dacă... Părerea mea, dar nu știu, la păi deci e o piață în care se învârt anual niște sume. Niște sume dacă sunt 3 milioane jumate de oi, 3 milioane jumate de oi, da? Să zicem că se este în COP. Păi numai atâtea sunt. Vorbim de COP, da? De COP. Nu e secționat, că sunt vorba de COP, nu am treabă cu SCZ-ul, da? COP-ul, vorbim de COP. Păi atunci, și avem 35 de oi la un berbec, conform normelor. Păi înseamnă că trebuie să fie 1.000.000 de berbeci, nu? Oameni cu... Acolo trebuie să ajungă. Dar nu este acoperit la nivel de țară decât undeva, am înțeles, la 50-60% dacă e acoperit. A, deci mai e loc de șmecherie. Mai e loc de șmecherie. Mai e loc de șmecherie. Dacă și-au pregătit următorul lucru, pentru care am fost la domnul ministru, împreună cu Viorel și susținut de alte... Deci de aceea și-au pregătit. De exemplu, cel de la ANZ, ANZ-ul ne-a dat, au dat în teritoriu o adresă în luna iunie, prin care le interzice tuturor șefilor de oficii județene din județe să ne autorizeze berbeci la munte. Atenție, o chestie premeditată. Deci le interzice tuturor să ne autorizeze la munte, ca și până acum, berbecii noștri, cei mai frumoși. Ca urmare ne trimite și spune mergeți pe la caserie, dați 30 de milioane pe un berbec, pe care vi-l dau eu, nu contează dacă e slab, dacă e prost. Te duci, îl cumperi, nu contează dacă nu montează. Principal e să ai hârtia în mână și atunci ne ducem pe toți pe la caseria dumnealor, pe unde vreau dânsii, decantăm banii din buzunar. Și avem hârtie. Decontăm banii din buzunar, așa? Decantăm, oricum, așa, din buzunare decantăm, undeva spre, nu știu, așa? Spre glezne. Nu-i mai deci, bun. Scoate banii din buzunar de la toți fermierii, ei își cumpără berbești de care nu răspunde nimeni de performanța lor și am ajuns în situația asta în care, în loc să facem... Un berbece fără origine, cât îi? Cât 2,50 lei. 2,50 lei kilogramul. 1,70 lei. Un berbec fără origine de astăzi, că oile, țara e plină de oi, nu mai cumpără nimeni. De asta zic, nu, dar ei cumpără berbeci fără origine, îi certifică ca atare. Exact, îi pune crotalia și zice, de azi încolo gloabă ce ești. De azi încolo ai origine. Aici vedem un exemplu. Ai valorat când te-am cumpărat 100 de lei, un fermier de aici din județul Cluj, care are oi adevărate, pur și simplu. Are tot ce trebuie la oaie frumoasă și calități genetice și tot. Nu, el nu poate vinde acești berbești cu origine, cu totul care oi frumoasă, dar vin tot felul de fermieri și cumpără berbești de la el, fără certificate de origine, și merge, le pune acele tălcale. Și uite ce berbești simț. De origine am cumpărat. De la Bistrița simț. Sau de la satul mare sau de unde le-am cumpărat. Dacă îți vinde niște globe de alea bătrâne, cum căra Viorel cu mașina cu câteva zile... Domnul Bela Vaida la telefon, inginer zootehnic, specialist în zootehnie. Bună ziua! Bună ziua! Vă mulțumesc că ați acceptat să fiți alături de noi prin telefon. O să vă rog să faceți o părere așa de specialist în povestea asta berbecilor cu origine. Se pare că toate gloabele au ajuns să poarte pedigree în România, să le cumperi la 150 de lei și să le vinzi pe urmă cu 3.000 de lei. Mi se pare o mare șmecherie pe care... Parcă doar românii, e numai în limba română poate fi făcută. Acum, o părere de inginer zootehnist pe care eu mi-am exprimat de multe ori și în multe cercuri, și numai ca inginer zootehnist, deci facem abstracție de orice altă postură sau poziție, eu pot să vă spun că experiența pe care am avut când am lucrat ca profesionist și ca șef de fermă la IAS, la o fermă de elită, care producea berbeci cu certificat de origine, nu pot să concep ca cineva astăzi să aibă berbeci cu certificat de origine dacă nu îndeplinește cel puțin. Deci primul pas de a avea berbeci cu origine, acel crescător de oi trebuie să facă ori montă dirijată, ori însămânțare artificială. Nu cred că în momentul de față în România este vreun fermier care îndeplinește primul pas ca să aibă berbeci cu certificat de origine.
ca să nu mai neglijăm nici faptul ce înseamnă un berbec cu certificat de origine. Asta înseamnă că acel berbec, pe lângă faptul că noi cunoaștem părinții, bunicii și așa mai departe, el trebuie să aibă o calitate de ameliorator într-o anumită direcție al producției, de lână, de lapte, de spor în greutate și așa mai departe. Corect. Adică acel berbec cu certificat de origine trebuie să fie cunoscuți părinții și bunicii, care nu se poate realiza numai dacă avem montă dirijată sau însămânțare artificială. Și a doua chestiune, trebuie demonstrat prin generații și prin studiu că acel berbec transmite o valoare de ameliorare în plus la într-o anumită direcție. Deci, domnule Vaida, pe scurt, cam asta ar fi părerea mea. Vă rog să rămâneți pe telefon, noi o să luăm o scurtă pauză și revenim tot cu opinia noastră, pentru că e foarte important ce a spus. Ați clarificat cam unde ne situăm în momentul de față, cam în ce măsură se poate vorbi în România de berbeci cu origine. Certificate și crotalii astea sunt podoabe, zorzoane la urechea oricui. Pauză și ne întoarcem imediat tot cu domnul Bela Vaida pe telefon.